Eugen Enciu, directorul SC Drumuri și Poduri SA Călăraș, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă planul de investiții propus pentru anul în curs. Acesta a adus în discuție și lucrările derulate pe DG306A sau drumul Siderca, așa cum este cunoscut, precizând că lucrările au fost oprite din cauza condițiilor meteo, iar termenul de finalizare ar fi sfârșitul lunii aprilie. Am venit în fața noastră pentru a prezenta un plan de investiții și lucrări pe care îl avem în vedere în acest an, și aici și începe cu drumul județean 306A de la Siderca, care știți că a fost început în anul 2019 și nu mai are rost să intrăm în amănunte de ce s-a ajuns la un termen atât de lung. Am început lucrările atunci cât timpul ne-a permis. Ne-am mișcat binișor, după care am fost opriți de acel băt galben, unde a trebuit să reechipăm mașinile din nou pentru a interveni la dezăpezire. Am revenit înapoi în obiectiv, după care au început ploile și am fost nevoiți să ne oprim. Acum se anunță un timp destul de urât și săptămâna viitoare. Noi avem termen sfârșitul aprilie de a da în folosință. Aș vrea să rog toți participanții la trafic să înțeleagă că chiar vrem să terminăm și să scăpăm de această problemă care sigur pe toți ne afectează. Vreau să vă spun că chiar noi, drumurile județene, lucrăm într-un stres total acolo. Suntem admonestați, înjurați, dar trebuie să înțeleagă că altfel nu se poate. Nu avem cum altfel. Lucrăm la limita terasamentului, oricând poate cădea un bolovan, încercăm să ne luăm toate măsurile. Dacă dânsii care participă la trafic înțeleg situația, mai mult de atât nu se poate face, pentru că acel drum, dacă îl închideam, într-o lună de zile terminam. Dar în condițiile astea nu putem decât să lucrăm atât cât ne permite și siguranța circulației, pentru că noi ne-am delimitat, am luat aprobările de la poliție, am fost cu legea, cum s-ar spune, ok, dar asta e situația. În rest, ce să vă mai spun, avem în lucru DG310, care leagă Călărașii și vechi de DN21. O parte din el este asfaltat de la DN21 până la Mănăstirea Radu Negru. Avem un plan să continuăm cu lucrările până la Modelul. Avem DG211 de Călăraș și vechi Ștefan Vodă, care deja o parte din el e la nivelul de piatră. Are o lungime de 9 km. Mai avem DG305 Coțofaca Fântâna Doamnei, care are o lungime de 5 km și tot așa se află la nivelul de piatră. Avem DG404, care leagă 403 de 303. Și aici fac referire la cel de la Mănăstirea, unde era în plan săptămâna aceasta să punem piatra și după aia asfaltat, dacă aveam un termen, ne gândisem noi la un termen de lună de zile. Se pare că din cauza timpului și acolo vor fi probleme. În funcție de buget, că știți foarte bine că bugetul Consiliului Județean este diminuat, vom vedea, mai avem un plan de lucrări și alte DG-uri, cum ar fi DG309 de la Bogata la Gălățui, 315 de la Plevna la Înfrățirea. Știți foarte bine că pe drumurile județene deja s-au demarat anumite proiecte ale Consiliului Județean și aici fac referire la 402, care din punctul meu de vedere și al multora este un drum foarte, foarte eficient pentru județul Călăraș, care leagă DN4 de autostrada la Fundurea, după care mergem mai departe până la limita de județ cu Ialomița, trecând prin Gostilele. Va intra în planul de modernizare și 403 Mănăstirea DN4 la Șordanu, unde au deja aprobat începerea lucrărilor societatea care a câștigat proiectul. Și mai avem încă un drum județean care se află în modernizare, e vorba de 211D,
de la Ștefan Vodă de la care se pare că și acolo sunt bune lucrările, ce să spun, se merge într-un ritm bun.